Vă salut toată lumea, astăzi ne vom juca un joculeț făcut de pe Roblox, care este un fel de un joculeț care vizitezi într-un fel, ești într-un cartier din Rusia și am văzut, am mai jucat ulea cu jocul ăsta înainte și efectiv se întâmplă chestii random și văd că avem niște NPC-uri aici, nu știu de ce sunt atâtea, văd că pot să le bat, ia dacă le, ia cred că pot să le bat, nu? Dacă nu mă înșel, în fine, hai să mergem. Până atunci că l-am bătut pe ăla de nu mă știu ce cu viața să. Ia uite, mă. Ok, și joculețul ăsta e random, deci o să dăm mai chestii random. O, ce avem, mașină? Asta e mașină de poliție, ce trebuie de făcută. Ok. I what ce nume are ăsta? Iar. Ia uite, porumbei. Ce se învârt porumbei ăștia? Că se învârt cam ciudat, zici că sunt niște mingi toate. Ok. Uite, mă, ce brad din ce fel de easter egg aici. Sunt atâtea chestii pe jo în jocul ăsta, sunt multe chestii interesante azi de. Ia uite bradul ăsta, wow. Ia uite, mă, chiar e ca steagul Rusiei. Albastru și roșu, mă. Ce șmecher. Ce e, ce, mă? Ok. Dar nu știu dacă ați observat, dar în joculețul ăsta este zăpadă. Ok. Să plecăm din lângă muzica aia, că nu știu dacă e cu copyright. Da, e muzica aia, e tripa 8 skin. Cine nu știe, e o melodie pe YouTube sau pe internet, puteți să găsiți eu azi din. Ok. Uite, blocul are. Bă! Bă, câte chestii poți să faci în joculețul ăsta? Am o rangă și puteam să bat playerii, nu știu, de ăștia playerii, NPC-urile. Că sunt și NPC-uri random. Ca și alea de acolo, nu știu ce sunt felul de NPC, dar sunt NPC-uri. Sau de zăpadă, încă sau de la alți playeri. Să știți. Ia. Dar cred că blocurile astea nu sunt mare, schimb, mare scofalea. Aici nu putem intra. Ușa nu poți să spargi, mai deloc nu funcționează. Locul să nu funcționează să spargi ceva. Eu uite, mă! Te închide. Eu uite, mă, salam! Eu tăți, deci fraților, tăți vă ce detaliat e jocul ăsta. Deci avem salam cu pâine, deci cine e România, cred că nici ceva de zob, nici ceva. Wow, să mănânci. Uite ce balcon. Ok. Uite, calculator. Eu te mă, mă joc pe Windows. Ce e un Windows sistemul? Stați, fraților, am văzut ceva. Oh! Cred că asta putem să batem player dacă nu mă înșel. Sau? Ia. Și cu sabia să prindem să ne bate. Ok. Am găsit o sabie și un calculator, nu știam despre chestia asta. Mă joc jocul ăsta de 2 zile ca să-l vară și nici nu știam de sabie. Deci dacă mă supăr un player, îl bat. Și un fel de muzică când nu ai în mână sabia. Ok. Ăștia mături pe jos. Ei, șmechere, ei, bă, ăștia mă bat. Bă, ăștia mă bat, fraților. M-a bătut înainte. E ăla din viață. Bă, sunt NPC-uri care știi bat. What? Ce ciudat, ce e aici? A, e mașină, ok, dar mașină nici nu văd. Aole, cred că înțeleg de ce este de așa ca să nu mi-e încărcat jocul ca lumea. Mamă, da. A mai fost cineva în casă, stai azi. Iute! Доброго времени суток, это новости Кирилла. И сегодня мы поговорим о том, Окей, не что там один чувак под именем... Окей, шмеки рост. Может, я пустил сюда штирин жо унтун жок. Да, вим вехикул он жок, стоя. Ба, да, ну шанки зик стоим писюр карди под бати, вот. Ба, с кел. Ба, ну, ну, ва не отсобсера, ка сын кел. Окей, сулом паста, каре Bine, adevărul cum este de așa jocul, că se de mașina așa, mașina asta așa că ini jocul nu mi este încărcat. Bă, dar ce viteză și ea mașina asta. Mă, mai e ceva de
că Supra, mă, mașina asta e. Bă, dar trece, bă, dar bă, mașinile alea merg cu spatele, acum am văzut o mașină care mergea cu spatele. Deci e o mașină care merge cu fucking spate. Dacă te... Bă, dar mai desperă deja, bă. Bă, frate, deci, bă, bă, cât de... Mașina asta cât ia, mă, frate, bă. E greu de controlat, că... Da, cred că vreau să-mi iau o altă mașină, că asta văd că e cam... buggy. Nu știu de ce, sunt faze care îmi vreau, jocul îmi face lag. Ia, hai să luăm pe asta. Da, cred că, bă, dar nu știu cu jocul ăsta, mașinile și au viteză prea mare și asta e de cam piedic o leacă. A, mă, nu, chiar așa nu pot să trec o bordură. Că s-a de obor mașină. O, aici nu pot să trec. Ba, e pe aia invizibil, dar... Nu înseamnă că nu pot trece pe aici. E foarte greu să... Bă, deci în jocul ăsta mașinile sunt cam greu de controlat. Bă, dar mă mir că am o sabie la mine. Chestia e, poți să bagi și player? Dacă sunt și player în jocul ăsta, nu există. Dacă auziți niște pași de zăpadă, în joculețul ăsta e un sistem cam stupid. Când merge playerii, când merge un player sau mai mulți, aude toată lumea. Adică dacă acum aude lumea cum e pe fir, asta și aude. Dar da, în jocul ăsta e tare greu să controlezi o mașină. Hai că am ajuns pe străzi, hai gata, gata. Gata! Nu mai mergem pe... Ce cu mașina asta, mă? Ok. Ok. Uite, farmacie, da, aici scrie în rusă. Ia. Îi dau și farmacie, aici ne dă ce la farmacie, nu. Babușca. A, că și pe babușca o afectează sabia, ok. Și aici? Poștă? Nu știu. Hai că... Hai că arată foarte bine pereții, ce să zic. Orice orice cineva mașina aia. E de la care mă pot cu melodia, melodiile astea. Nu, parcă am văzut niște playeri în ei. Ăla-i bloc! Asta-i blocat aici. N-a cum să-l omori, aaa, fac. Lasă sus. Ok. Ia să cior din noi mașina asta, dacă nimeni nu o ia. Mă, care e șmecherie? Îți... Am ciordit-o, a mea e. Semn goodbye. Bă, dar mașinile astea, în jocul ăsta, merg cu spatele. Voi vedeți că mașina merge cu spatele. Și aia ce nu le afectează, dacă te izbești din vânsă, nu le afectează. Ok. Bă, dar tuba asta era cam ciudat pentru că stă cu roțile alea în pământ. Ok, nu mai am ce să comentez despre acest joculeț minunat. Și mai ales este în timpul nopții, adică e prin când e noaptea. Dar se e chiar șmecher în joculețul ăsta, e zăpadă, adică nu. Păcat că la noi România nu prea ninge. Ăsta e cam păcat. Nu prea ninge. Frate, ar fi foarte super să ningă la noi, dar... Na, știți cum e. E... Schimbă glimbă, e foarte nasul când la noi, în România nu mai ninge. Și ții minte că acum când aveam vreo... În jur vreo 7 ani la mine, la vârsta aia aveam ninja din non-stop. Și era zăpada până la picioare. Ia, poți să mor, play? Da, mă! Ia, vino, mă, să te omor. Ah, gata! Ah, ia! Ia că-l omor și pe ăsta. Bă, nu știam că pot să omor playerii. E, da, că mă supăr careva. Cu sabia din Minecraft și-l termin de tot. Hai! Vino e chelul ăsta. Să-i omor. Așa. Văd că pot să bat orice cu sabia asta.
Acum încep să-mi scadă alea cu frame-urile. Avem subsol, ia nu mă duc unde dă background. Cine m-am întâlnit? Numai care urechi de fări. Bă, wow, avem lie. Ok. Oci, mamă, dar ce ia, ce frumos e de. Ok. Bă, șmecher. Șmecher cu lift, ok. În principiu, ia. Ia uite, mă, ia ce brăduț și mișto, frate. Wow. Da, astea sunt niște poze strâmpite doar. Ce ești chestii și la TV? Ce mai avem aici, mă? Ok, avem un unitate care... Ia. O merge în lag. Доброго времени суток, это новости Кирилла. И сегодня мы поговорим da. О том, то, что... Окей, один... okay, де ну, имеджин лаг. Я, а че не пот интра? Че за зони, которым пот интра? De ce nu pot intra? Зрисовали все поезда в графике. Ăla îmi vorbește acolo în rusă și... Поймать их уже месяцами. Еще... Йо, ты, ce apartament mai întins. Ia auzi. Ceasul. А, мы фраежуку сдал изменить. Ну, мы продолжим наши новости после рекламы. Внимание, скидка 5% на пакет семечек. Йо, ты минч, дефолбол. Ишь ты, баутур, кассеты? На, конечно, не язык, ста телефоне, да. Че шмикери, апартамент уста, фрат. Ia! Aia ce m-am dus în alt apartament. Bă, dar nu ți-e logica, zici, sunt niște unități. Deci, sunt niște unități de aiurea. Aaa, știți că era partea unei case care avea niște uși închise aici, este, mă. Ce în alt TV? Un răduț simpatic? Iar e chiar șmecher. Chiar e mișto făcut. Dacă nu mi-am dus în alt bloc. Ia. Care-i ulei? Nu știu. Eu, bă, dar e mișto rău bradul ăsta, nu? Parcă m-am întregostit brad. Ok. Nu știu. Îmi pomenează că dau drumul la... Eu pot arunc... Bă, eu pot... Dacă... Ai, pere din invizibil. Să o gănim în vepilă, pentru că eu voi sări pe geam, mă. Bă, e șmecher făcut. Bă, e fain jocul, nu știu. Chiar își merită să te joci, dar... Uite că nu e prea vista de player, asta e chestia. Playerii se spunează la spawn, mai se plimbă o leac și pe aia ies din joc. Cam asta fac unii playeri. Ce am observat eu jocul ăsta doar. Nu știu nici spre sabia asta, e... M-am dus așa de... Nimereală. Da, bine, deci dacă mă văd un furry, pot îl omor. Bă, dar episodurile astea sunt cam multe pe cea. Ok. Ok. Moare și frame-urile, că nu știu. Jocul ăsta nu văd foarte chestii, multe chestii complicate, dar... Haide că moare frame-urile, eu nu știu cum vine asta, adică... Nu văd nimic complicat în jocul ăsta și... Să văd eu de unde face mie lagul ăsta. Ok. Hai că duc spate. Ia, mergem tot în față. Mașinele merg cu spatele, am înțeles. Deci moda, în Rusia nu știam că e moda să mergi cu spatele, nu-ți mergi cu fața. Deci dacă mergi cu spatele ești cel mai cool. Glumea îmi doar nu există. Ce s-o adi? Ia auzi! Ia auzi ce are mașina asta. Stai. Ia auzi! Mamă, ce copyright îmi iau. Tipa Upski. Aaaa, vicinul ăla cu bor mașina. Am avut și unul. Dacă s-o opri cu bor mașinile, bă, tare nasul cum faci tu și ai unul cu bor mașina. Bă, dar sunt multe mașini inutile care îmi presec că le poți conduce, dar... Măi, ce conduce în jocul ăsta? E...
niște statui aici. Reprezintă ceva istoric aici. Da, da. Păi dacă... Tare nasol că nu știu limba respectivă, na. Da. Cam pe aici o să opresc și eu acest episod. Dacă v-a plăcut acest episod, eu am fost Radu Hitler. Și dacă v-a plăcut acest episod, eu am fost Radu și v-am lăsat. Pam.